din nou, pe mine m-a deranjat foarte mult vibrația aia care a fost pe, pe frânarea asta violentă, a făcut un și mi-a trăginat un pic capul. Nebunule! A vrut cineva să testeze sistemele de siguranță de la Volvo și era să sară în fața mașinii. L-am ținut apăsa, s-a închis, l-am ținut apăsa, s-a deschis. Nu trebuie să ții apăsa ca să-l deschizi. Nu trebuie să ții apăsa ca să-l deschizi? Da, am fanaticul Volvo aici, care a avut 7000 de Volvo-uri în familie, le știe pe toate. Are și tatuaj cu Volvo pe partea dorsală stângă, dar mă rog, asta când, când facem 100.000 de vizualizări, vi-l arătăm. 100.000 de abonați, pardon. Iar în dreapta avem Bluetooth, FM, DAB, avem chiar și Wikipedia. A desfăcut mecanismul, ai tras o dată, ai tras de două ori. Ai tras de... Au! Avem chiar și al treia și al patrulea, zici că e un... Zic că e o ancoră, știi, de vapor. Și acum să vedem dacă Volvo S60, modelul care a apărut ca să deranjeze un pic și să le stingă lumina aia sfântă triorului german, adică C-Class A4 și BMW seria 3. Este o mașină incredibilă și să nu mai aud chestiile alea cu este o chinezărie, că e făcută de Geely, că nu știu ce. Corect, banii vin de la Geely, dar ca idee, mașina asta a fost construită în Statele Unite, noua fabrică din Statele Unite și designul a fost făcut de Volvo. Deci, practic, e o mașină chinezo, americo-suedeză și noi testăm în România. Mișto amalgamul ăsta de naționalități. Și voi cei fierți pe Audi, BMW, Mercedes și chiar și restul, stați pe aproape ca să aflați motivele pentru care mașina asta merită în detrimentul triului german. Și încă o chestie la care nu mă puteți contrazice niciodată. Volvo E60 arată absolut superb. Și când e vorba de prețuri, Volvo stă ceva mai bine ca rivalii germani, pentru că un S60 pleacă de la 48.000 de euro cu TVA și ce vedeți voi aici, cu echiparea pe care o avem noi, are un preț de listă de 53.000 de euro cu TVA, mult sub ce ai avea la Audi, BMW și Mercedes pentru aceleași opțiuni pe care le primești pe S60. Oricum, dacă vreți și voi un Volvo nou, este mega, mega simplu, doar intrați pe platforma noastră AutoVantage, plasați o cerere de ofertă și de acolo noi vom negocia cu dealerii ofertele voastre. După aceea le veți primi pe mail și de acolo trebuie să alegeți dintr-o mulțime de variante foarte, foarte bune. Când am ridicat mașina, chiar discutam cu cei de la Volvo legat de vânzările lui S60 și aparent România nu face atât de bine pe partea de vânzare pentru că, na, românul e cu SUV-ul. Când vine vorba de frumusețe, pe lângă toată partea subiectivă, frumusețea are legătură foarte mare și cu proporțiile. De ce vreau un SUV imens, o cutie imensă, când uitați cât de bine este proporționată această mașină? Capot are dimensiunile normale, dimensiunile potrivite, niște linii absolut superbe și mai ales în lumina asta care bate pe culoarea asta de Birk Light, da, se numește Birk Light. Eu rămân fără cuvinte, cel puțin. Bă, n-ai nevoie de 7000 de linii, curbe, chestii mega sofisticate ca să faci o mașină frumoasă. Pentru că Volvo mereu rămâne pe ideea aia, rafinament și simplitate. Și din simplitate poți să scoți ceva foarte, foarte drăguț. Vedem că avem pachetul Air Design. Unde ne dăm seama? Păi, avem grila asta sportivă, neagră cu totul. Și apropo, la Air Design, elementele acestea de pe grila față sunt orizontale. Mare parte dacă mergeai pe un pachet simplu ar fi fost verticale, deci ca o chestie de diferență. Este Air Design pentru că toate elementele astea mai micuțe sunt în negru, cum ar fi oglinzile laterale și porțile acestea aerodinamice din bara față. Și știi, îmi place că la Volvo față de BMW seria 3, de exemplu, botul este ceva mai coborât și mult mai agresiv. La seria 3 se continuă într-adevăr frumos, dar nu arată chiar la fel. Asta așa, ca o chestie de gust personal. Botul este ceva mai coborât și mult mai agresiv. La seria 3 se continuă într-adevăr frumos, dar nu arată chiar la fel. Asta așa, ca o chestie de gust personal. Dacă mergem în partea din lateral, vedem alte elemente care țin de partea de Air Design. Buza de aici din față, pragul adițional și încă o buză în spate, dar acestea sunt în culoarea caroserie, deci nu o să iasă foarte mult în evidență. Și când vorbim despre jante, avem pe 18 inch și pneurile de dimensiune 235x45x18, diamond cut și încă o chestie interesantă, vedeți că scrie aici Vol pe pneu? Scrie Vol pentru că acestea sunt făcute special pentru Volvo de la Michelin. Mergând spre spate, avem stopurile clasice Volvo, wow! Avem stopurile clasice Volvo în formă de
litera C, un pic mai restrânse față de Volvo S90, care e ceva mai mare, de fapt, substanțial mai mare, scrisul clasic Volvo cu litere, numai logo pe spate, că na, dă un ton în plus de eleganță și rafinament. Evacuările sunt reale, dar astea patru tipsuri, de fapt, sunt false, adică nu false în sensul în care au o bucată de plastic și nu se continuă nimica, nu. Ele sunt reale, dar nu ai patru țevi de evacuare, că na, nu e un model de 800 de cai, ai două țevi de evacuare reale, un difuzor în culoarea piano black de aer, care din nou îi dă și un look agresiv, dar și un aspect elegant. Și uitați cât de drăguț este contrastul, pentru că avem acest element piano black, după aceea avem difuzorul de aer care este în culoarea caroseriei Burke Light și mai avem și tunelul aerodinamic care este tot un piano black. O chestie superbă, deci că e un sandwich de ăla de înghețat așa, știi? Și îmi place faptul că testăm un S60 care este mai puțin echipat decât cu ce eram neobișnuiți, pentru că până la urmă, da, este o echipare corectă, ceva. O echipare pe care majoritatea persoanelor în căutarea unui Volvo și-ar lua-o, din punctul meu de vedere. Astfel, avem un portbagaj acționat mecanic și nu este electric. N-am mai văzut asta pe un Volvo de foarte, foarte mult timp. Ca spațiu, avem 431 de litri. Într-adevăr, nu este cel mai înalt, cel mai adânc, dar este destul de lung încât să-ți încapă destule bagaje, chiar mai multe decât consider eu că ai avea nevoie. Mai găsim aici o priză de 12 volți, pe care încerc să o deschid. Se deschide invers, corect. Spațiu de depozitare cu această plăsune unde îți poți pune lichidul de parbriz, de exemplu. Aici, cum ne-a exemplificat cei de la Volvo, ai trusa medicală care vine cu acest cai de se lipește de partea laterală a portbagajului, deci din nou salvăm niște spațiu. În zona asta avem bateria. Pe lângă mai avem încă două puncte de ancorare ce sunt un pic ascunse, adică trebuie să te aplici așa un pic și oricum e destul de greu să agăști ceva aici, pentru că ai spațiu foarte mic între punctul de ancorare și capătul superior al portbagajului. O podea falsă, unde găsim o roată de rezervă și apropo, ca o chestie tare, roata de rezervă vine în dimensiunea în care ții tu jantele, dacă ți le pe 17 vine și asta pe 17 inch, dacă ți le pe 18 vine și asta tot pe 18 și așa mai departe. Acum să vedem adevăratul test și anume dacă se prinde centura în banchetă și dacă avem o suprafață plană de încărcare. Ca să rabatezi bancheta din spate, avem niște butoane cât de cât bine ascunse doar pe partea stângă, deci trebuie să țineți minte că sunt doar pe partea stângă. Un buton pentru tetierele leșinătoare și al doilea buton, apeși pe el, s-a desfăcut mecanismul, ai tras o dată, ai tras de două ori. Ai tras de... Au! Da, un pic de probleme tehnice. Vedem că suprafața este foarte, foarte puțin înunghi și nu te va deranja când vrei să încarci ceva mai voluminos. Deci stă foarte bine Volvo S60 din punctul ăsta de vedere. Și mai ținut un pic în suspans, pentru că nu avem doar două puncte de ancorare în portbagaj, avem chiar și al treilea și al patrulea. Opa. Avem chiar și al treilea și al patrulea. Deci că e un... Zic că e o ancoră, știi, de vapor. Și acum să vedem dacă centurile se prind pe mordica bancheta. Nu stau neapărat confortabil, dar orice pentru autovintage. 3, 2, 1. Uii. Nu s-a prins. Simplu, ca bună ziua. În spate avem o deschidere mai mult decât decentă a ușii, ca să poți să pui bagaje mai voluminoase sau un scaun de copil. Și că tot am spus de scaun de copil, punctele de ancorare ISOFIX au aceste căpăcele care sunt cu o balama, deci nu se scot de aici și nu le poți pierde prin mașină, ceea ce este mereu un lucru foarte, foarte plăcut. Și apropo, vreau să spuneți de acum, să ne lăsați în comentarii, pentru ce era butonul ăsta la Volvo? Deci noi acum efectiv nu ne putem aduce aminte, chiar dacă am filmat toate Volvo-urile posibile și imposibile, că na, tocmai a fost dat la EX90 și dacă vreți să vedeți review-ul lui și cum a fost plimbarea în Suedia, aveți aici un link. E o diferență aici, pentru că și la acest Volvo S60 avem un interior din full piele neagră și este foarte întunecat, dar uitați ce diferență mare face această trapă, acest plafon panoramic, pentru că tot astăzi filmăm și Cupra Leon, pe care nu știu dacă îl vedeți înainte sau nu, dar acolo nu ai nici trapă, nici plafon panoramic, este la fel de întunecat și nu te vezi om cu om în mașină. Loc la picioare, tot locul la picioare, la cap, la fel, mai mult de o palmă, nici măcar nu ai nevoie de un SUV pentru spațiul la cap, pentru că S60 îți oferă mai mult spațiul la cap decât ți-ar oferi unele SUV-uri, deci atât de bine stă. Da, X6 legi măcar nu intră în discuția asta, că acolo trebuie să-mi tai eu gâtul ca să pot să încap în spate. Și pentru o mașină din acest segment de piață, ai extrem de mult loc, ai mai mult loc decât la seria 3 pe care l-am testat noi. A4 și C-Class nu le-am testat, dar nu cred că e chiar atât de mult spațiu. Avem un tunel median absolut imens, gigantic, și de la Volvo și-a dat seama de treaba asta și au pus totuși un covoraș aici ca să se mai scoată. Dar nu, n-ai cum să stai, imposibil.
Deci că mă rog într-un mod foarte ciudat dacă stau așa. Dar pe total, dacă luăm doar scaunul de pe mijloc, ai destul spațiu. Adică, mă rog, dacă ai pe cineva mai corpulent în dreapta și în stânga, nu o să fie neapărat plăcut. Cotiera vine cu această șufă foarte ușor de care tragi. Ei sunt destul de deschiși la minte încât să înțeleagă că nu e bine să pui aici suporturile de pahare și să ai tot spațiul ăsta pentru cot și doar apeși pe buton și au ieșit suporturile de pahare. Mega, mega simplu. Mai avem spații de depozitare în scaune, aceste plăsuțe, pe care le poți face benzi de fitness, că tot zic eu mereu la tot bandă de fitness. Și singura diferență din punct de vedere al ușilor spate față de ușilor față, când ne referim și la calitate, că în partea superioară cel puțin e aceeași calitate, clar, dar jos, unde avem spațiu de depozitare, nu e capitonat în spate, în față este. Și e un pic mai mic. Dar ca o chestie plăcută, contradictorie, materialele chiar și din partea de jos a ușii, din partea inferioară, sunt la fel de bune și plăcute ca cele din față. Deci, big like Volvo. Când te urci în Volvo, clar ești întâmpinat de rafinamentul și simplitatea și luxul suedez. Și încă o chestie foarte tare. Eu nu știu ce fac băieții ăștia de la Volvo, băieții ăștia suedezi cu scaunele, că astea nu sunt scaune, astea sunt fotolii mega confortabile și luxoase. Deci n-ai voie să pui asemenea scaune pe o mașină pentru că o stai asomnul la volan. Sunt cele mai confortabile scaune în care poți sta în industria auto, de departe. În partea de sus a bordului avem această, nu este piele, dar avem această spumă moale care este, na, ce să zic, e bine să fac asta toată ziua, chiar dacă nu este piele. Pe ușă la fel, materialul se continuă foarte frumos și este aceeași calitate. În zona asta unde este acest plastic, n-am nimic de comentat, efectiv. Avem piele în zona cotului, în zona coatelor, chiar și pe centru și pe ușă. Și aici unde poți să mai atingi cu mâna când vei să apeși pe butoanele din lateral, au lăsat un material textil moale care nu te va freca la mână. Iar materialul ăsta textil pe care îl găsim și poartă interioară a aripelor de pe scaune, sunt textile pentru că ăsta este pachetul care a fost ales pentru mașina asta. Piele cu textil, că dacă te-ai fi luat scaune full piele, material full piele, clar, aici aveai full piele și în această zonă la fel. Cum am spus, scaunele sunt foarte confortabile. În mașina pe care avem noi acum la test nu sunt nici încălzite, nici ventilate, nici cu masaj. Deci este important de notat că toate chestiile astea ți le poți pune pe un Volvo E60, de fapt pe orice Volvo ți le poți pune. Și ca să fie accentuată și mai mult ideea de confort, șezutul se poate extinde electric și avem și scaune cu memorie. Observăm că avem sistemul de infotainment ăla puțin mai vechi de la Volvo. Acesta purtă numele de Volvo Sensus. Este la fel de simplu, ăsta este ecranul principal și dacă apeși pe butonul ăsta de home, ca la un iPhone și alte telefoane, smartphone-uri, te duce în zona asta. L-am ținut apăsat, s-a închis, l-am ținut apăsat, s-a deschis. Nu trebuie să ții apăsat ca să-l deschizi. Nu trebuie să ții apăsat ca să-l deschizi? Da, am fanaticul Volvo aici, care a avut 7000 de Volvo-uri în familie, le știe pe toate. Are și tatuaj cu Volvo pe partea dorsală stângă, dar mă rog, asta când facem 100.000 de vizualizări, vi-l arătăm. 100.000 de abonați, pardon. Dacă dai în stânga, avem aceste scurtături pentru tot felul de lucruri, încărcare wireless, moduri de condus, lane keeping gate și așa mai departe. Iar în dreapta avem Bluetooth, FM, DAB, avem chiar și Wikipedia, Wikilocation, pardon, Volvo ID, să te uiți la vreme, că na, e foarte complicat să te uiți pe telefon la vreme și așa mai departe. Și încă o chestie pe care am observat-o, cel puțin pentru mine, este primul Volvo care are sistemul audio de bază și eu am rămas plăcut impresionat pentru că se aude extrem de bine, dar până la urmă Harman Kardonul se aude mult mai bine decât sistemul de bază și nu te costă prea mult să-l pui pe acela, adică te costă câteva sute de euro sau aproape 1000 de euro în jur de prețul ăla, deci tot merită să spui măcar Harman Kardon dacă nu Bowers & Wilkins, dar să spunem că poate nu mai e bani de așa ceva, credeți-mă pe cuvânt, își face treaba sistemul de bază Volvo Audio. Avem destule spații de depozitare, două scurturi de pahare aici, chiar și un suport de cheie dacă îl pui așa. Tăviță pentru că ca telefonul wireless, este una telefonul, dar nu contează că suntem la filmare. Avem aceste zone acoperitoare care pot fi din lemn sau din aceste inserții din aluminiu. Și încă o chestie importantă de notat, în cotieră, știți bine că la noile Volvo-uri totul este USB Type-C, aici este USB Type-A și ai o zonă pentru încărcat și o zonă pentru conectivitate la sistem Android Auto sau Apple CarPlay. Și mai am doar o chestie de menționat în plus, faptul că fiind vechiul sistem Sensus de la Volvo, tabloul de bord poate să fie configurabil și avem glass care se vede așa, minimalistic, ai mai destul de mult din elemente, performance, apar niște inele roșii și chrome rings, care sunt inele din chrome, tocmai am făcut Google Translate. Hai în spate! Ai început în spate.
Haideți la motor acum. Important de notat, pe Volvo E60 nu poți să ții motoare diesel. Tot ce poți să ții este pe benzină, clasicele motoare de 1969 de centimetri cubi. Noi avem B4, mai este B3 de 250 de cai, B4 are 197 de cai putere și B5 are 250 de cai putere. Toate astea sunt mild hybrid, mai sunt T-urile, T8, T6, da, deja vorbim despre altă ligă de putere și de cuplu. Deci avem B4, da? 197 de cai putere din motorul termic, un cuplu motor maxim de 300 de Nm. Viteza maximă știm foarte bine că la toate Volvo-urile a fost limitată la 180 de km pe oră, pentru că până în 180 de km pe oră nu moare cineva într-un Volvo, dar dacă e 181, moare. Poate și o chestie de marketing aici. Mă rog, nu mă bag prea mult în discuție. Are o masă de 1,7 tone și ca o chestie amuzantă are aceeași lungime la milimetru ca și Volvo V60. Toată puterea este transmisă la roțile pe puntea față printr-o transmisie iSIN în 8 trepte. Și da, capota care se ridică până în cer și trebuie să te întinzi foarte mult să o închizi. Când vine vorba de garanție, la Volvo primești 2 ani de la producător, 2 ani de la dealer și poți să mai extinzi cu încă un an și limita de kilometri este la 150.000. Și când vine vorba de siguranță, am un mare șoc să vă dau. Da, obținut 5 stele. De fapt, sincer, la Volvo și măcar nu cred că mai are sens să mai facem capitolul de siguranță, că doar ne repetăm în continuu. Și nici măcar nu o să mai zic cifrele, pentru că toate sunt foarte, foarte bune. Doar făceam cateringă proastă, pentru că nu vă las așa cu plopul în aer, sau așa era vorba aia, nu mai știu. La adulți a obținut 96%, la copii 84%, protecția pe tonă a avut 74%, iar pentru sistemele de siguranță a obținut un calificativ de 76%. Bun, deci mai întâi ca o poveste amuzantă, noi acum, în aceea zi, testăm și Volvo S60, acesta, și Cupra Leon. Fugi, cuțu. Cuțu, fugi. Am făcut acum aproba de cunos la Cupra Leon, am parcat-o fix în spatele la Volvo și m-am dat jos și m-am uitat la Volvo ăsta E60, mai ales cu pachetul Air Design pe el, am zis, wow, ce frumusețe de mașină, deci este genul ăla de mașină după care îți întorci capul, știi? Și mai erau glumele alea că nu ți-a ales mașina potrivită dacă atunci când o încui și pleci în casă nu te uiți după ea. La asta sigur o să te uiți, chiar dacă ai de 5 ani de zile, tot o să te uiți după ea și mașina asta tot o să tragă atenția. Deci asta, Volvo S60, dacă ar trebui să-mi aleg o mașină, o singură mașină de la Volvo, S60 ar fi în orice moment al zilei. Îmbină tot ce-mi doresc la o mașină. S90 este prea barcă și prea spre lux pentru mine și pentru vârsta mea, din punctul meu de vedere. XC90 dita mai balina de SUV, XC60 SUV, XC40 este SUV. Mi-a plăcut C40, dar este o mașină electrică și momentan nu vreau o mașină electrică. Iar V-urile sunt niște estate car-uri și sincer mi-aș lua un estate car dacă aș avea o familie mai numeroasă. De fapt și dacă aș avea o soție și un copil mi-aș lua un estate car și dacă aș avea multe lucruri de plimbat, de cărat și multe bagaje când plec în vacanță. Dar pentru ce îmi place mie la vârsta asta și ce caut la o mașină, S60-ul este preferata mea de departe. De ce? Pentru că îmbină cel mai bine confortul cu dinamica și cu practicalitatea din toată gama Volvo. Și chiar vorbeam acum câteva luni cu un prieten care este coleg cu mine de muncă la Auto Evolution și înainte a lucrat la Volvo câțiva ani și îmi povestea că a testat, de exemplu, toate T-urile, T6, T8, toate motorizările la toate modelele Volvo din gamă. Și că Volvo S60 T6-le, atenție, T6-le, nu T8-ul, pentru că T8-ul deja devine prea greu fiind un plug-in hybrid cu adăugarea aia de masă. Volvo S60 T6, adică același motor de 1969 de centimetri cubi, dar are 310 cai putere, este acolo, este cea mai bună alegere din gama Volvo. Deci este o mașină absolut incredibilă, astea au fost cuvintele lui. E o mașină care l-a dat pe spate și de care i-a fost foarte greu să se despartă după ce a plecat de la Volvo. Și da, sincer, eu acum când gândesc și zic ăsta B4, care clar e cu 113 cai mai puțin puternic decât acel T6, îl înțeleg de ce. Deci, este lipită de drum și în timp ce stă lipită de drum, am tot confortul din lume. Cum vine asta? Că nu trebuie să aleg dacă vreau dinainte sau dacă vreau confort. Și acum eram în modul eco, deci noi acum suntem în modul eco și ca idee ai modul eco, confort, dynamic și individual. Și acum trec peste drumul ăsta cu 30 km pe oră. Știi, are momente când caroseria
sună un pic ca gol. Așa un sunet de la în gol, așa un tâng. Dar din punct de vedere al confortului, toată lumea în picioare, pentru că din punct de vedere al confortului Volvo cam dă lecții. Deci Volvo dă lecții din punct de vedere al confortului. În modul eco este destul de clar. Transmisia stă un pic mai mult pe gânduri, pedala de accelerație nu mai este la fel de responsiv, nu răspunde la fel de repede, dar dacă ai nevoie de un boom de putere într-o depășire și dai un kickdown, i-Sino ăsta se gândește mult, da, în eco. Dar vine, adică când pleacă, pleacă, chiar și în eco. În confort și mai mult, și din punct de vedere al zgomotelor și vibrațiilor dispar cam toate. Îmi pare rău că am vocea asta de moto cu istoria ruginită, dar deja mi-am cerut scuze și la videoclipul Cupra Leon, sunt foarte răcit. Mă rog, chestii, chestii. Da, în modul confort, din nou, nu ai ce să comentezi. La Volvo E60, zgomot de la motor rare ori, dar are niște momente când sună un pic a diesel, a dieselul ăla de Volvo și nu înțeleg de ce, dar rare, rare ori, doar când este într-o sarcină foarte, foarte puternică. În rest, cred că B4, dacă nu vrei să mergi pe T6, B4 ca putere este cel mai echilibrat din toate. Ok, ai B3-ul care are 150 de cai și poți să spui că e un pic subturat. După aceea ai B6-le care are 250 de cai, dar deja la 250 de cai nu înțeleg de ce ne-am plătit un pic în plus ca să mergi direct pe T6 310 cai. 197 de cai plus cei 14 de la sistemul mai hybrid, mi se pare de ajuns. Opa, m-am speriat. Scuze, ai apărut târziu cu camioneta, îmi pare rău. M-am speriat un pic. Și acum stăm aici să facem o întoarcere. Vedem că nu avem cristalul ăla A-reversed pe care îl avem pe mai multe modele Volvo. Am zis motorul clasic. Camera 360. Când ridici portbagajul și dai cu spatele, dacă este portbagajul ridicat, camera spate se dezactivează. Volvo oricum are pe cele mai bune camere pe departe. Noi acum o să facem dreapta, o să punem mașina în modul dynamic și o să lăsăm mașina în modul dynamic, pentru că între eco și confort nu este foarte mare diferență din punct de vedere al ținutei la drum. Bun, deci am găsit o zonă potrivită pentru testul de 0-100. Mergem aici, punem mașina în modul dynamic și suntem good to go. Cei de la Volvo declară că 0-100 va fi în 7,9 secunde. Haideți să vedem dacă sunt pe bune sau nu. 3, 2, 1 și... Bun. N-am avut parte de torque vectoring deloc, a patinat destul de mult cu roțile pe puntea față. Suta. Ok, suta și face testul de frânare atunci dacă sunt 100%, hai. Au fost foarte multe vibrații în habitaclu. Deci au fost foarte, foarte multe vibrații în habitaclu. A fost un... Și chiar am un roller coaster într-un carusel. Nu înțeleg de ce au fost de multe vibrații, dar un pic deranjant, dacă mă întrebați pe mine. Deci, 0-100 în 7,9 secunde. Fix s-a declarat, bine, 7,98, deci aproape spre 8 secunde, dar este fix s-a declarat Volvo. Iar 100-0 în 2,88, adică 40 de metri. 40 de metri. Și pentru o mașină în standard, un autovehicul care vine cu pneuri de vară, care vine încălțată cu pneuri de vară, distanța bună în care ar trebui să oprească este între 40 și 50 de metri. Foarte bine, foarte bine a frânat, dar din nou, pe mine m-a deranjat foarte mult vibrația care a fost pe frânarea asta violentă, a făcut un și mi-a trăginat un pic capul. Nebunule! A vrut cineva să testeze sistemele de siguranță de la Volvo și era să sară în fața mașinii. Și era curios dacă oprește sau nu singură mașina, dar s-a ferit la țancă, s-a răzgândit. A zis că, bă, nu-i bine. Așa, deci acum este modul dynamic. Deci nu tușește pe curbe. Ca o chestie amuzantă, de care am uitat să vă zic, dar o să vedeți ca detaliu, știți că înainte, adică la Volvo-uri, parasolarul din spate vine electric, la Volvo ăsta vine manual. Asta e un lucru pe care nu l-am mai văzut până acum. Ca vizibilitate, e luneta foarte, foarte, foarte bună. Adică îți dă câtă vizibilitate ai tu nevoie. Lunetele laterale, ok, sunt mari, deci chiar sunt mari. Vezi tot ce vrei în ele, dar
ca la orice Volvo, trebuie să te obișnuiești un pic, pentru că ele sunt puse foarte aproape de tine, sunt puse așa pe uși, aproape de tine, și va trebui să te obișnuiești, pentru că prima dată o să se pare ciudat. Iar când vorbim de consum, mă, nici deci peste asta nu e nicio treabă. Când vorbim despre consum, cei de la Volvo declară că în jur de 7 este consumul mediu. Niciodată n-am putut să mă apropii cu cifrele de ce declară Volvo, cam la niciun model, sincer. Adică în afară orașului am scos undeva la 8-2, iar în oraș m-am dus în 11-7 cu ea. Așa că dacă facem o medie, ar fi undeva în jur de 9-6 consum mediu. Și din nou, nu mers tare, nu mers alergat, mers într-un ritm normal, într-un, ca și cum aș merge duminică la un picnic și nu vreau să mă grăbesc, nu vreau să nimic. Și mereu mă surprinde treaba asta, pentru că am crezut că partea asta de confort suprem, și vă rog să luați suprem cu ghilimele de rigoare, pentru că este un cuvânt exagerat, mereu am crezut că partea asta de confort suprem este rezervată pentru Volvo S90, XC90, V90, pentru clasa de 90, clasa mare de la Volvo, dar nu e deloc adevărat. Nu au făcut niciun rabat, nici la materiale, nici la partea asta de ce am povestit până acum legat de, de lejeritate și de ținutate de drum cu care merge în această mașină. Și este un lucru de apreciat până la urmă. Adică Volvo a știut foarte bine să se folosească de toată injecția aia de capital, de toți acei bani primiți de la Geely, de la chinezi. Chinezi, nu chinezi. Trebuie să scăpăm de accentul ăsta de Buzău cu J în loc de Z. Francei, chinei, nu, francezi, chinezi. Volvo S60 poate nu are dinamica pe care ți-o oferă BMW, poate nu are practicalitatea pe care ți-o oferă un Audi, sau poate nu are tot felul de gadgeturi și de lumini ambientale și de chestii care îți fură ochii ca Mercedes C-Class. Dar are o chestie pe care toate astea trei la un loc nu le au. Confortul, tata. Confortul este la el acasă în mașina asta, rafinamentul este la el acasă în mașina asta. Și da, poate unii o să comentați că da, dar e doar tracțiune față și nu e chiar atât de plăcut de condus, că ok, confortul e confort, dar vreau să simt și eu ceva când conduc. Păi ți-ai T6 și ai rezolvat treaba, sau ți-ai T8 și i-ai rezolvat pe toți cu mașina aia. Și sincer, dacă mă întrebați pe mine și aș lua toți factorii ăștia în calcul, o să vă zic la oreche ca să mă audă și ceilalți importatori, da, mi-aș lua Volvo S60 peste celelalte, dar rămâne între noi. Până data viitoare, nu uitați de un like, un subscribe, nu uitați platforma noastră AutoVantage și la revedere!